Zăpada și gheața și-au făcut apariția pe trotuare, iar pericolul de accidentare a pietonilor pândește la tot pasul. Iarna trecută am căzut pe gheață chiar pe trotuar în fața unui bloc. Mi-am rupt piciorul și am stat două săptămâni în spital. Trotuarul nu era curățat. Vreau să vă întreb dacă cei care cad pe gheața din fața caselor sau blocurilor pot fi cumva despăgubiți. Omătul de pe trotuarele din fața blocurilor trebuie îndepărtat de către locatari, cu o singură excepție. Dacă la parter funcționează agenți economici, obligația de a curăța le revine lor. Însă, cum pot obține despăgubiri persoanele care au căzut pe un trotuar necurățat și s-au ales cu fracturi? Întrebarea a ajuns la reportării. RTS. Victimele zăpezii necurățate de pe trotuare pot urma câțiva pași simpli. Strângeți cât mai multe probe și convingeți persoanele aflate de față să depună mărturie. Faceți poze pentru a demonstra că trotuarul nu era curățat. Certificatul medico-legal de la medicul legist atestă perioada de spitalizare necesară pentru vindecare. Depuneți o plângere la poliția locală sau deschideți o acțiune în instanță, nu înainte însă de a încerca să rezolvați problema pe cale amiabilă, a declarat avocatul Cristian Bărcan în ziarul Libertatea. Orice problemă pe care o aveți o puteți puteți sesiza pe adresa redacției RTS. Puteți face acest lucru prin SMS la numărul unic 1284, prin e-mail la adresa știri televiziunea severin.ro sau telefonic la numărul redacției 0252 320 320.